Dumnezeiască arătare la râul Iordan a fost sărbătorită astăzi și de pelerinii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Înalt preasfințitul Părinte Teofan a oficiat Sfânta Liturghie și slujba Sfințirii Mari a Apei la Catedrala Mitropolitană. Pentru sărbătoarea Bobotezei din acest an au fost pregătite mai multe vase cu apă, care a fost sfințită de ierarh și oferită apoi credincioșilor de voluntari. La Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi în două locații diferite din incinta ansamblului mitropolitan, în paraclisul Eclezia și în Catedrala Mitropolitană. La catedrală, slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan. În cadrul slujbei, Stelian Scurtu a fost hirotonit diacon, urmând ca în perioada următoare să fie hirotonit preot pe seama parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitatea Șendreni, județul Botoșani. Ierarhul a asemănat începutul vieții omului cu apa curată a Iordanului, dar pe parcursul vieții, prin păcat, această apă este murdărită. Prima parte a vieții noastre este viața unei ape curate, dar pe măsură ce trec ani, încep să apară păcatele, fără de legile, spurcăciunile gândurilor necurate și puțin câte puțin, apa noastră, apa vieții noastre devine tot mai murdară, devine tot mai plină de păcate. Dar Dumnezeu, în milostivirea sa, nu se uită atât la păcatele noastre, ci la dorința noastră de a ne întoarce spre El, pocăindu-ne de mulțimea păcatelor noastre. În această apă murdară a vieții noastre, dorește Domnul Dumnezeu să intre. Și zice, așteptând la ușa inimii noastre, iată, eu stau la ușă și bat. De va deschide cineva, voi intra la el și voi cina împreună cu el. După citirea rugăciunii amvonului din cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a ieșit pe esplanada catedralei, unde a săvârșit slujba aghesmei mari. La final, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei i-a binecuvântat cu apă sfințită pe credincioșii prezenți.